Dacă persoane contemporane se mai pot recunoaște în eroii scenetei, sunt vinovate numai ele înșile. Acțiunea petrecându-se în anul 1930 la cafeneaua Central, dintr-un orășel de munte. Toată recolta s-a inundat. Ce? Toată! Și unde? Păi ce, nu știți? Nu! La Constanța, în siloză. Ce? 800 de mii de vagoane duse. Recolta strânsă pe 3 ani de zile înainte. Păi, am citit că a fost inundat și numai în câteva locuri, la Dună. Lasă-le pe alea, alea nu contează, fleacuri. S-a revărsat Marea Neagră, asta e mai greu. Ce tot vorbești, nene, când? Azi noapte. Serios, Mișu? Pe onoarea mea, pe cuvântul meu, doamne. Ei, nu mai spune. Nu se poate, Mișu. Ei, cum era să se reverse Marea Neagră? Uite bine, așa cum s-a revărsat. Imposibil, da? Imposibil? Așa am zis și eu când am auzit. Hai să vezi însă că e foarte posibil. Mă rog, poți să-mi spui dumneata mie în ce să varsă Dunărea? În munții Pădurea Neagră. Fugi de acolo, nene. Păi ăla e Rinu. Cum o să fie Rinu? Rinu se varsă în Elveția și în Dunărea se varsă la noi. Exact, la Constanța. Ba să mă ies, dumneata, Dunărea se varsă în mare, la Galați, că de-aia e și port Galați. Stai, frate. Păi dacă Dunărea se varsă în mare, atunci în gurile Dunării cine se mai varsă? Mă rog, la Galați, la Ploiești, n-are nicio importanță. Principalul este că se varsă în Marea Neagră. Bom. Și dacă se varsă în mare, ce? Ai răbdare să te explic. Orice mare este știut că are, așa, coprinsul ei de cantitate de apă. De exemplu, 2 vedre, 3, 8, după mărimea fiecăruia. Ca o doniță, să zicem. Cât să aibă, mă rog, o doniță obișnuită. 2 vedre. Aș, n-are. Una cel mult. Cum o să aibă o doniță o vadră, nene? Exclus. Atunci vadra câte donițe are? Stați, nene, că nu e vorba de donițe acum. Vorbim de Marea Neagră. Mai mult de o vadră jumătate n-are. Și ca să mă conving, cum o duce acasă, o cântăresc. Cam o doniță nouă. Lasă-o în cură de doniță, că eu am luat-o așa, numai de un par exemplu. Are mai mult. Mă rog, am lăsat donița și iau paharul ăsta cu apă. Îl umplu ras. Așa. Acum ia dumneata paharul ăsta lat cu apă și toarnă-l în paharul meu ăsta plinul. Așa. Poți? Nu poți? Ba pot, dar se varsă pe masă. Bravo, dumitare. Aici am vrut să te aduc. Vă să zic, dacă avem un obiect plin cu apă și mai turnăm în el apa din alt obiect, obiectul din întâi dă pe deasupra. Sau cu alte cuvinte, să inundă. Prin urmare, așa s-a întâmplat și cu Marea Neagră. Cum? A venit Dunărea umflată de pe la Giurgiu și de până alte părți și s-a înghesuit în mare cu toată apa din ea până când marea n-a mai avut încotro și a dat pe de mărgini. Și unde era să se reverse? Care este singurul nostru port la Marea Neagră? Constanța, săracă! Da. Și în 2 ceasuri de când a început inundația, tot orașul a fost sub apă. S-a înnecat și portul, și digul, și farul, și tot. Ce? Despre oraș ce să vă mai spun? Zice că numai vârful moscheei se mai vede din apă. Serios, Mișule? Mi-a spus un martor ocular, domnule. Păi, dacă inundația a început azi noapte, când ai putut dumneata să vorbești cu el? La telefon, domnule, la telefon, la București, unde s-a refugiat. Că e un văr, dar nu, și mi-a dat aviz azi de dimineață ca să-mi spui. Așa, da. Trebuie să fie pagubă enormă. Măcar, dar fi numai atâția. Fiindcă partea proastă, uite care a fost. Toate vapoarele care se aflau în port când s-a inundat apa, au intrat în oraș odată cu mare. Le-a luat apa pe sus, înțelegi, mea ta? Ca la Veneția, domnul. Așa că cei mai mulți din majoritatea morților au murit din cauza că i-a călcat vapoarele pe străzi. Sărași. A dat peste ei prin case, prin berării, pe unde s-a aflat și că era sâmbătă seară. Zice chiar că un torpilor de la mare a intrat cu tot într-un cinematograf și a naufragiat acolo peste spectatori, pe dușumele, că era apa mică și nu se mai putea ține deasupra. Da-o încolo, că ori mai fi și exagerațiuni, nene. Ce exagerații, frate? Atunci voi nu știți ce e inundație. Și e știut că apa se propagă mai repede ca focul.
E... Mare minune dacă nu o fi trecut până acum și podul de la Cernavodă. Cine să treacă podul? Păi apa, cine vrei să treacă? Soacră mea? În orice caz, dacă Doamne ferește, o să ajungă apa până la pod, cred că o să-l treacă pe dedesubt, că da-i pod. Mm, da. Să crezi dumneata că mai ține apa socoteală de cine ești dumneata când te ajunge din urmă. Când se inundă ea, e dată dracului, Doamne, iartă-mă, că bem și noi și e păcat, să zici. Da, da. Dar mă mir că în jurnale nu scrie nimic. Păi de ce să mai scrie dacă știm tot? Da. La București însă s-au luat chiar măsuri de apărare. Ei, da. Să lucrează la diguri. Ei, sigur. S-a dat și ordonanță ca fiecare locuitor să aibă barcă în casă, sau vapor, sau copaie cu pânze, la sau ce tot ce se găsește de plutit. Da, da. Și toată lumea umblă pe străzi cu coracul de salvare în spate. Auzi, acum să fi avut o fabrică de coraj de salvare, nu mai întrebuia nimic. Nu era rău. Doamne, 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 doamne. Singura nădejde ca să se oprească inundația, să vă spun tot eu. E numai Dunărea. De ce? Cum? Ca să ții apa în loc. Că dacă o trece inundația și peste ea, ne-am dus. Ajungem scafandrieri, nene Costică, scafandrieri. Doamne ferește. Cum, nene? Adică să murim noi înecați acelea în creștetul munților? Pe parcă munții n-au fost tot mări? Și toate stâncele de pe ei ce sunt? Scoici, băiete. Mari, cum erau pe vremea aia, și scoicificate. Lipite, adică una de alta, prin molecule. Cum o să fie scoici, nene? Sunt gogoși de-al dumitare, nu scoici. Păi atunci dumneata n-ai idee de zoologia pământului, nene. Vă dau cuvântul meu de onoare că sunt scoici. Da, da, da. Scrie și în almana. Aseară chiar am citit. Da. Dar alea săracele din Constanța, ce s-au fi făcut? Care alea din Constanța? Artistele din localuri? Nu, nene, scoicele. Păi ce de artiste mi-a de mie acum când toată țara e sub apă? Dumneata știi să nu-ți, nene Costică? Nu știu, dar de ce? Fiindcă dacă știai, te repezeai poate până la București, să vezi cum mai e cota apelor. Cu siguranță că trenurile nici nu mai merg. Ba, astea ale noastre dinspre munte nici să nu merg. Mă mir că nici la radio jurnal n-a spus nimic. Cum o să spui, domne, lucruri de astea la radio? Mm. Păi dacă află constanțenii că s-au înnecat, îți dai mi-a dat seama ce panică să faci. Da, da. Și da, nici da. Noi nu trebuie să le spunem. Și prin urmare, dacă eu vi le-am spus vouă, trebuie să rămână între noi. Că așa se fac zvonurile și nimic nu e mai rău ca zvonurile. Da, da, da. Eu dacă aș avea o putere să fiu măgar, dacă nu le-aș tăia limbile la toți ăștia care umblă cu vorbe de-astea ca să sperie lumea și să o alarmeze. Așa e. De exemplu, vărul meu ăsta de la Constanța, că nici nu mi-e văr, care mi-a spus mie ce vă spusei și eu vouă. Nu. Păi ce, eu sunt prost să-l cred? Auzi, Goru, a intrat Marea Neagră în Constanță. Păi cum era să intre? Ce nebună? Pe unde? Ce acolo e sat fără câini? Nu e vamă, nu e poliție, nu e autorități să oprească? Și să presupărăm chiar că ar fi intrat. Ce, nu sunt pompieri în oraș? Câte trei pompi a terminat cu Marea Neagră? Afară cu ea, la apă! Așa că pe mine, dragă, cu zvonul și cu fantasmagorii de astea, e greu să mă convingă cineva. Stai, nene Mișule, că nu e nici așa. Să stăm, să judecăm și să fim sinceri. Unde a intrat, domnule, toată apa care s-a vărsat din Dunăre? Că Dunărea știu precis că a venit anul ăsta mare. S-a spus oficial. Și ce te faci cu ce pristosești? Aici nu e vorba de un pahar cu apă care să se verse pe masă, ca ăsta. E vorba de dita-i marea, de toată cantitatea ei de coprins, mii de chile de apă. Și n-ai să-mi spui dumneata mie că vapoarele care se aflau pe apă în port s-au dat la fund singure, numai ca să-ți facă gustul dumitale și să nu intre în târg. Se firește că trebuie să fi fost și mort. Numai în cinematograf, unde a intrat torpilorul, trebuie să fi fost 3 până la 400 de inși. Da. Cum era să intre, mă, torpilorul în cinematograf? Din greșeală, cum vrei să intre. Adus de ape, că nu era să-și ia bilet. Se poate. Eu însă nu cred decât ceea ce văd cu ochii mei. Poate nu crezi nici de podul de la Cernavodă? E ce e cu el? Da, l-a luat apă. Podul de la Cernavodă l-a luat apă. Rido Paliacius. Poate zic că nu crezi. Zvonuri, băiete, prostii, cum o să crezi eu așa ceva? Înseamnă că nu cunoști realitatea. Eu? Da, da, dumneata. Da. Fiindcă ți închipui că noi de la dumneata am aflat chestia asta cu inundațiile.
Ei, află că o știam, iubitule. O știam de azi noapte, de când a dispărut Constanța sub apă. Nu mai vârbu moscheie să mai vede ca să o știi. Da, că niciodată nu știi nimic și totdeauna faci pe grozav. Da. Așa că te înștiințăm că dacă Dumnezeu nu face o minune, în 2-3 zile suntem scafandrieri cu toții, domnule Mișu. Scafandrieri, ai înțeles? Scafandrieri, băiete. Scafandrieri, domnule, scafandrieri. Scafandrieri. Nu ne mai rămâne decât să ne aruncăm în Dâmbovița.